Oh. Cu tuse, cu toate cele ți le-a dat. Cum frumos. Adică am băgat copilul, asta și-a venit puțin la cumpărături. Dar astăzi iar am așa o zi mai plouată puțin. E și frig afară, dar nu asta este motivul. Și data trecută când am mai spus așa că mai simt nevoie să mai plâng din când în când, multă lume a crezut că sunt în depresie sau cine știe ce. Nu sunt în depresie. Eu sunt conștientă de tot ce se întâmplă în jurul meu și de tot ce am primit de la Dumnezeu și de copii și de familie și de tot. Eu sunt conștientă de lucrurile astea și le apreciez, doar că se face dor, e dorul foarte, foarte mare și na. Și mie se face dor. Ca cei răzgrăbiți, și chiar dacă important. Cum să spun, nu vorbim așa foarte des în filmulețe despre lucrul acesta, dar e ceva ce e prezent acolo întotdeauna și nu știu dacă e, dacă așa pățește toată lumea, dar din când în, adică se adună, nu știu cum să explic, pur și simplu o perioadă ești bine, după aia simți nevoia să plângi, să te descarci, pentru că se adună foarte mult dor și durere și așa, după aia iară ești bine așa o perioadă, ești mai liniștit, după aia iar ți se face așa câteodată câte un dor de nu mai știi ce e cu tine și dar nu e vorba despre depresie sau alte lucruri, dar că lipsește așa o parte din noi. Da, și cum să spun, nu aș vrea să sufere în continuare, adică nu mi-ar plăcea lucrul ăsta, dar mi-ar plăcea să mai pot strânge în brațe, să mai pot pupa, să mai... Of, gata, nu mai vreau să spun nici oricum. Și e și așa că dacă sunt copii acasă, nici nu prea ai unde să te ascunzi, dacă ține să plângi sau așa, că eu mă băgasem sub plapumă ca să nu observe copiii că... Eu nu mai puteam, că aveam deja lacrimile înodate în vorbire. Daniel credea că eu mă joc cu el cu cubau și venea și trăgea de plapumă. Melissa n-a observat pentru că se uita la desene și nu și-a dat seama, dar ea deja înțelege mult mai multe lucruri. Și, na, lui Daniel am încercat să-i fac jocul astfel încât să nu își dea seama sau așa, că nici nu vreau să-i întristez, să-i amărăsc, că Melissa înțelege destul de multe, dar totuși încă e mică, nu înțelege foarte multe. Și Daniel, na. Dar așa, eu sunt foarte recunoscătoare pentru Melissa, pentru Daniel, pentru Felix, pentru toate lucrurile, da. Și o casă de copii să ai și tot, dacă îți lipsește unul, tot e durere acolo. Na.
mult. Și acum o să mergem acasă, că am luat așa câteva lucruri de mâncare. Poate mai facem ceva de mâncare, poate nici nu știu ce să... Sunt așa fără chef, eu fără putere acum, da? O să-mi revin. Pa! Te-ai dat cu parfum? Pa! Serios? Desfăcit o băiță? Da! Păi acum e rândul tău. Frățiorită... Eu n-am fost încă. Frățiorită i-au făcut deja și acum urmezi tu. Mi-e place de Felix. Îți place de Felix? Da. Și de Daniel, nu? Nu. De ce? Și de Claudiu îmi place. Și de Claudita îți place? Da, eu vreau la Claudiu. Vreau la Claudia? O să mergem și noi, dar mai durează puțin. Dacă trebuie să mai stăm acasă. Eu sper să mai stăm un pic, până vine Doamne să ne ia. Dar mai degrabă, Doamne, stă acolo în cer. Da. De ce poate să ne vadă? De ce nu poate să ne vadă? Cine să ne vadă? Doamne, noaptea și ziua. De ce poate să ne vadă? Dacă în televizor? Pentru că Doamne știe tot și vede tot. Poate să mai uite și la filmuletele pe care le facem. Dar nu poate să vadă dacă e ușa închisă. Ba poate să vadă și dacă e ușa închisă. Tu știe, dar ușa închisă nu poate să vede deodată. Hai să mergem la baie, cum ia somnul. Frumoasa mea. Cu cine semeni tu? Mama, dacă vezi părul. Cu mama ta? Da. Cine e mama ta? Mami. Mami, eu sunt? Da. Da? Tata! Daniel, cine e mama ta? Da. Și tatăl tău cine e? Da. Cine e tatăl tău? Da. Și surioara ta cine e? Cine e surioara ta? Cine-i surioara ta? N-ai surioară? Păi Melissa cine e? N-ai surioara ta? Și tu ești frățiorul ei. Și Felix. Și Felix e frățiorul tău. E cam complicat. Băieții sunt frățiori și fetițele sunt surioare. Și... Dar dacă a fost... Deci a fost eu mică și de ce e Claudia mai mare cu mine? Pentru că s-a născut prima Claudia. Și tu te-ai născut a doua, după aia s-a născut Daniel, după aia Felix. Dar Felix a fost a doua. Și acum eu sunt mare. Acum ești tu cea mai mare. Da, nu. Eu sunt mare decât Daniel și Felix. Mai mare decât Daniel și Felix. Și ești un pic mai micuț. Și eu sunt mai mare decât tati? Nu, tati e mai mare decât tine. Tati e mai mare decât mine. Da, tu ești micuță. Sunt micuță. Ești mare, dar nu? Și tot mare, dar... Tati, auzi, tu ești cel mai mare. Și tu ești... Cine mănâncă cel mai mult la noi în casă? Tati. Tati mănâncă și de-aia înseamnă că de-aia s-a făcut așa mare. Ce dorești? Pa. Pa. Ți-e foame? Da. Serios? Tata. Du-te. Așa. Tata. Așa. Cine, nu, cu vasolul. Cine vrei să-ți dea de mâncare? Tata. Tati să-ți dea de mâncare? Da. Bine. I-am dat mami. Tu, cum ți-e strâng așa tare, tare. Așa ai fost la baie cu toate mașinuțele alea? Da. Păi ce faci la baie cu atâtea mașinuțe? Două. Te-ai spălat pe dinți? Da. Ia să vedem dințișorii. Vai, ce dinți frumoși are Daniel. Vai. Lili, ia arată-și tu dinții. Ce? Lili s-a spălat pe dinți? Nu. Nu s-a spălat? Nu. Nu te-ai spălat? De ce nu te-ai spălat pe dinți? Și te uiți așa la mine, că nu mă cunoști. Vrei să faci nani după aia? Nu. Mâine mergi la grădi? Bam, bam. Vrei să mergi la grădini? Nu. Nu?
De ce? Oh. E de la joc? Ah, de la avion? Da. Dar mai știi tu cum vine? Da. Da, nu pune înapoi dacă știi cum vine. Ne ajungi? Nu. Și vrei să te ajut? Da. Zi, te rog frumos. Da. Cred că vine asta prinsă pe aici, nu? Așa? Nu. Așa vine oare? Nu, stai, cred că am pus-o greșit. Așa? Nu, așa zic. Cred că vine... Am nevoie de două mâini. Gata, nu o să mă lungesc acum. O să închei filmulețul, este liniște, copiii dorm. Felix n-a mai făcut febră astăzi, adică a făcut un pic de dimineață. Cât era ceasul? Nici nu mai știu cât era ceasul. Dimineața, pe la prânz, de fapt, a mai făcut un pic de febră. Dar după aia a fost ok, n-a mai făcut spre seară deloc. Acum să îl verific iar să văd dacă... am mai făcut febră, dacă n-am mai făcut. Oricum s-a simțit mult mai bine, a fost mai vesel, mai liniștit. Mai e posibil să fie și febră de asta, așa, de 3 zile, fără o cauză precisă. E posibil să fie și de la dinze și a fost destul de măricică, cam 40, aproape 40. Așa că mă îndoiesc să fie de la dinze și... deși toți copiii mei au făcut febră mare la dinți. În fine, vedem, îl urmăresc în continuare. Deocamdată alte simptome n-a avut, așa că încerc să nu mă îngrijorez. Dacă e ceva, îl duc la pediatru. Nu, mai vreau să zic ceva oare? Nu știu. Ce faci? Eu m-am pus aici că n-am unde să mă așez să închei filmulețul. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor. Pa! Uuu.